Cum faci o amiabilă? Înainte de a trece la explicații și la clipul propriu zis, nu uitați că puteți să vă faceți asigurare prin 99 Vehicles, prin accesarea linkului de mai jos și prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii în mod corect veți primi oferte. Dacă ai fost implicat într-un mic incident sau un accident cu un alt autovehicul și au fost doar pagube materiale, decât să te duci la poliție, decât să suni la 112, decât să mergi la, mă rog, nu prea să suni la 112 dacă doar a fost doar un incident, te duci la secția de poliție rutieră cea mai apropiată de tine. Dacă a fost doar un mic incident, completezi o amiabilă. Cum se completează? Ai un formular, vehiculul A, vehiculul B, nu contează cine e vehiculul A, cine e vehiculul B, poți fi tu A, celălalt poate fi B, iar explici pe foaie, ai acolo un pătrățel, un marcaj în care să explici cum s-a petrecut incidentul, respectiv micul accident, desenezi pe foaie, completezi datele tale, datele celui accidentat sau, în fine, cine a fost de vină și apoi cu aceste acte te duci la brokerul unde ai asigurarea făcută, mă rog, la firma, de exemplu, eu, de exemplu, am făcut la o firmă precum City Insurance, te duci la sediul City Insurance, le explici toată treaba, în mod normal ar trebui să vină un inspector de daune să vadă care sunt pagubele și urmează apoi să primești banii, dacă nu ai fost tu de vină. Dacă tu ai fost de vină, atunci semnați amiabila, tu nu mai ai nimic de făcut decât să-ți repari mașina ta dacă e avariată rău. Iar cel care a fost avariat urmează să își repare mașina sau să primească banii pentru a-și repara mașina prin asigurarea ta. Pentru a încheia acest constat amiabil, formularul, pentru a fi valabil, trebuie ca ambele autoturisme să aibă ITP valabil, RCA valabil, să nu fi fost victime, să nu fie a treia mașină și să nu implice practic și alte proprietăți. Deci trebuie să fie doar un incident ușor între două autovehicule și atât, fără victime. Dacă nu te înțelegi cu cel cu care te-ai accidentat, o să fie destul de urât. Dacă mergi la poliția rutieră, cine va fi vinovat va rămâne practic fără permis pentru că nu a acordat prioritate sau va primi o amendă foarte mare, dacă nu chiar amândouă. N-am fost implicat într-un astfel de incident, am fost lovit de două ori și în ambele cazuri am făcut amiabilă. Odată când aveam două luni de permis, când aveam 18 ani, acum vreo 8 ani, aproape 9 ani, iar ultima pățanie, ca să zic așa, a fost acum un an, prin aprilie, înainte de Paște. Eram cu mașina unui prieten, făceam un mic review pe canalul celălalt în engleză, conduceam mașina și am fost lovit pe lateral. Minding your own business, trying to review a car, and then... Ce faci, mă? Da, m-a lovit o persoană în vârstă de 86 de ani și practic nu s-a asigurat când a schimbat banda și m-a lovit pe lateral. O ținea pe a lui că el are dreptul să schimbe banda pentru că are linie discontinuă. Păi ok, și înainte să schimbi banda nu te asiguri? În fine, omul era în vârstă și nu putea să întoarcă gâtul să se uite în oglindă. Și atunci m-a accidentat pe mine pe lateral, care eu veneam cu 50-55 de km pe oră pe un bulevard. În sfârșit, ne-am ales cu amiabilă, el a fost de vină, am fost la Euroins. După ce am fost la Euroins, ne-a chemat peste, nu știu, 5 zile, 6 zile, nu mai știu, la o inspecție de daune, s-a făcut inspecția, a trebuit să primim, nu știu, o sumă de bani. După care, în 2-3 zile, miraculos, banii de la Euroins au fost virați în cont. Deci s-au mișcat foarte repede. N-a fost nici o sumă foarte mare, ce e drept, a fost doar aripa crăpată și a schimbat un amortizor care era defectat. Deci reparația a fost până în 1500 de lei, ca să zic așa. Și de asta probabil că a mers mai repede. Dacă era o sumă mai mare, probabil că ar fi întârziat mai mult timp. Dar în orice caz, e bine să faci o amiabilă, dacă se poate, în loc să mergi la poliția rutieră. Pentru că dacă mergi la poliția rutieră, vei fi și sancționat, iei și punct de amendă sau rămâi fără permis. Din câte știu din experiență proprie, cred că rămâi fără permis și cu o amendă destul de mare. Așa că mai bine faci cumva să te înțelegi cu cel cu care te-ai accidentat, dacă nu sunt și alte victime sau a treia mașină.
unde acolo dacă se întâmplă te duci direct la poliție. Nu uitați de linkul de mai jos pentru a cumpăra RCA, casco sau alte tipuri de asigurare direct prin 99 Vehicles. Dacă aveți și alte întrebări despre acest subiect, îmi puteți scrie în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.